Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Facem un vlog mai serios și v-aș ruga tare mult să vă uitați până la final pentru că am ceva să vă zic. E vorba despre sănătatea mea, ca să zic așa, o problemă pe care o am. Unii dintre voi o știți pentru că v-am zis acolo pe Instagram, îmi este mai ușor pe Instagram, de asta vă zic mereu să mă urmăriți pe Instagram pentru că acolo vorbesc mai des cu voi. Pe YouTube aici, pe canalul meu, nu prea vreau să fac clipuri de genul ăsta pentru că eu sunt o persoană care face diferite tâmpenii, prostii și așa mai departe. Suntem mai nebuni, ne distrăm, adică când intri pe canalul meu, intri să te distrezi, să zici, bă, oare ce mai făcut nebunul ăla de Bogdan? Sau hai să intrăm la Bogdan să râdem, hai să ne simțim bine cu Bogdan, să ne uităm la clipurile lui și nu prea fac clipuri de genul ăsta. Dar am ales să fac clipul ăsta ca să vă explic ce am pățit și sper să învățați și voi din chestia asta. Hai să o luăm cu începutul. Fac YouTube de 7 ani de zile, în tot timpul ăsta am mâncat tot felul de chestii, am băut tot felul de prostii, de la sucuri scârboase, amestecate, mâncare scârboasă, amestecată, verm, caracatiță crudă, nu știu, pește crud, creier, inimă și tot felul de organe de genul ăsta și tot felul de nebunii am făcut pe canal până acum 2 luni de zile, când fratele vostru a simțit o durere aici la burtă, mai jos aici. Și am zis, bă, cred că mă doare burta, că nu știu, am mâncat eu ceva aiurea și na, aie, te mai doare burta că ești om, te mai dor și pe tine anumite lucruri, ca să zic așa. Și am zis, bă, o să-mi treacă, m-a ținut o săptămână, două, trei, patru săptămâni, o lună. Ideea e în felul următor, mă durea 3 zile după mă lăsa, mă durea vreo, nu știu, 2 zile după mă lăsa, 2 săptămâni, era așa o harababură în capul meu, nu mai înțelegeam. Zic, bă, acum am trece, după iar mă doare, ce naiba se întâmplă? N-am băgat de seamă. Oricum eu sunt un tip așa care nu prea mă plâng, adică dacă am o durere sau ceva, îmi văd de treaba mea în continuare, filmez sau ce fac eu, challenge-uri și uit de durerea aia, adică trec peste. Nu sunt tip din ăla care zic, mamă, mă doare aici, mă vait, nu mai fac nimic astăzi și așa mai departe. Îndur, ca să zic așa, ceea ce nu e un lucru bun mereu. Și am mers așa în continuare. Până la un moment dat când durerea de la burtă, de aici de jos, se lăsa, ca să vă zic așa, pe un o ușor, ca să zic așa, înțelegeți? Deja devenea o problemă că mă doare acolo, zic, bă, ceva e serios, nu e ok, zic. Ce să fac decât să mă programez la un medic, să mă duc și să vadă ce am, să termin odată cu chestia asta, că deja nu puteam să dorm noaptea, mă durea foarte tare și am zis, bă, trebuie să merg la medic. Trebuia să fac asta din prima, dar, bineînțeles, nu faceți niciodată ca mine. Dacă vă doare ceva, capul, piciorul, mâna, orice, spuneți-le părinților și să vă ducă la medic. Chiar dacă vouă vă este frică, că și mie mi-era frică și zic, bă, merg la medic să vezi ce-mi zice acum. Păi și ce să fac, să stau așa? Mai bine merg la medic să văd ce-mi spune, poate nu-i ceva grav și pot să repar, să iau medicamente, să-mi revin. Că dacă stai așa cu frică că nu mă duc la medic, că, mamă, ce-mi zice ăla, poți să pățești alte lucruri mai nașpa și când te duci la medic să, Doamne ferește, să nu poată să-ți mai facă nimic. Dar nu e cazul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu. M-am dus la medic, am fost la control, de asta nici n-am postat vreo 4 zile pe canal pentru că am fost la București și m-am mutat dintr-o clinică în alta, a trebuit să mă duc când la un doctor, când la altul. Sincer, nici n-aveam starea necesară pentru că eram așa speriat și, nu știu, n-aveam o stare bună de filmat, mă durea și burta, iar nu era ce trebuie, chiar nu era ce trebuie. Obosit pe drumuri și așa mai departe. A fost fratele vostru la medic, m-a întins acolo frumos pe masă, m-a controlat, m-a dezbrăcat, m-am dezbrăcat tot. Deci când zic tot, tot. Era acolo și pe femeie și cu doctorul. Eu am zis că femeia aia poate iese și rămân doar cu doctorul. Bine, și așa mi-era rușine, dar am zis până la urmă, bă, nu mai suport că mă doare, poate să vină tot YouTube-ul să mă vadă dezbrăcat, că nu mă mai interesează, doar să mă fac bine. În fine, am lăsat și rușine și tot nu mă mai interesa când te doare ceva, credeți-mă, când ajungi în punctul ăla, când nu mai poți, nu te mai interesează nimic și nu mai să te faci bine, te rog la Dumnezeu. M-a întins el pe acolo, bineînțeles, mi-a făcut anumite chestii, mă rog, s-a uitat cu o chestie pe aici, pe la burtă, pe la melc, peste tot m-a controlat, ca să zic așa. Ideea este în felul următor, făcând chestia asta pe canal cu anumite lucruri mâncate aiurea, și bineînțeles, eu filmând toată ziua și mănânc numai, adică eu n-aveam niciodată un program, mă trezeam, mă băgam direct în filmat să editez, mâncam pe la 4-5 după amiaza și cam atât, uneori o masă pe zi sau de 2 ori. Doar așa când mi-aduceam eu aminte, pentru că eu să-mi termin treaba, să-mi termin de editat, să fac ce trebuie, știi? Ideea e în felul următor.
De unde a venit problema asta? Din cauza, bineînțeles că am mâncat tot felul de chestii, amestecături și așa mai departe, stomacul nu duce mult, adică la un moment dat se adună toate și la un moment dat corpul tău cedează. Asta este că eu făcând toate nebuniile astea timp de 7 ani de zile, n-am avut niciodată o problemă să mă doară ceva sau să-mi fie rău. De puține ori. Dar s-au strâns acolo și la un moment dat corpul meu a cedat și probleme cu stomacul, probleme cu colonul, ca să zic așa. Adică mai multe mi-a găsit. Mi-a găsit și o mică petricică pe la rinichi, pe acolo, dar ideea este că nu este chiar așa grav. Nu este chiar așa grav și se poate remedia și mi-a dat un regim foarte strict, adică fratele vostru nu mai mănâncă el când vrea salată bof, nu mai mănâncă el nu știu ce carne de porc și nu știu chestii de genul ăsta, nu mai beau sucuri, oricum nu eram eu cu sucurile, nu mai mănânc nimic dulce, am voie să mănânc câte o banană, să beau câte zeama de la compot, sucul acela, dar doar compot făcut acasă, nu mai am voie ciocolată, tot ce ține, tot ce e cu ciocolată n-am voie, foarte multe prăjituri, multe, multe chestii, aproape mai nimic, ca să zic așa, ce să mai, n-am voie. Iar la mâncăruri la fel, mănânc numai orez cu piept de pui, cu pește, foarte mult pește, cu, nu știu, broccoli, cu spanac, cu mâncăruri din astea pe care eu nu le-am mâncat niciodată, ca să vă zic sincer, pentru că nu sunt fan și nu-mi plac deloc, dar acum sunt nevoit pentru că trebuie să țin regimul ăsta undeva la 3-4 luni de zile după să merg iar la control și să vadă dacă mi-am mai revenit, cum decurge. Bine, am de luat pastile de mă doare capul, deci dimineața am o listă aici. Stați așa că vă zic imediat. Deci, astea sunt analizele mele. Stați așa că scot lista acum și vă zice fratele vostru imediat. Fiți atenți. Am așa. Una dimineața, una seara, două. După aia încă una dimineața. Sunt 3 în total. 4. Să beau undeva la 3 când de ceai în fiecare zi, un ceai special mi-a dat aici, așa, și încă 2 pastile, 6-7, vreo 8 pastile trebuie să iau în fiecare zi. Bineînțeles, dimineața am vreo 3, după aia după amiaza și mai am și seara. După masă, între mese și așa mai departe, mă doare capul, am aici lista de, nu știu să vă zic. Aici am o foaie cu regimul, ce am voie să mănânc și ce nu am voie să mănânc. Aici mai am încă o foaie, vreau să vă zic că ce fel scrie doctorul de mă doare capul, n-am înțeles nimic. Am pus și pe story, la un moment dat, să descifrați voi să-mi spuneți ce scrie, pentru că nu știam să iau rețeta și nu înțelegeam nimic. După 3-4 luni, dacă îmi trece când merg la control, după ce țin dieta asta și am grijă ce mănânc și iau pastile și bla bla bla, după ce merg la control, dacă totul este ok, voi renunța bineînțeles la pastile, dar după nu o să mai mănânc cum făceam eu. De exemplu, dacă făceam mama salată bof, eu mâncam undeva la 3 zile, mâncam în continuu numai salată. Sau dacă cartofii prăjiți, eram înnebunit după ei, cu pulpe prăjite, cu salată, cu chestii de genul ăsta, eram înnebunit. Nu o să pot să mai mănânc la fel, o să mănânc, să zic, o dată pe săptămână mâncare de genul ăsta, care îmi place mie. De exemplu, mănânc o dată salată bof și după mai mănânc peste 2 săptămâni. Sau mănânc o dată fasole prăjită și mai mănânc peste 3 săptămâni. Sau, înțelegeți, nu pot să mai mănânc așa des, ca să zic așa, da. Asta este. Ce vreți să fac? Na, aia e. Deci, nu pot să mănânc nici fructe, nici portocale, nici mere, pentru că îmi fac rău la stomac, sunt acide, nici roșii, nici castraveți, nici multe, multe rău de tot. Mă gândesc așa în fiecare zi că aș mânca un corn, o ciocolată, o clătită, o felie de tort sau nu știu, alte chestii. Partea bună este că am voie plăcintă cu mere, am voie să mănânc, dar nu foarte multă, dar am voie. Și na, mai sunt câteva chestii din astea făcute în casă pe care pot să le mănânc cu brânză și așa mai departe. Mi-a zis că pot să beau și un pahar de vin, 2, în caz de am vreo petrecere sau ceva de genul ăsta, pot să beau un vin, dar să fie un vin de casă bun, adică nu cumpărat sau... Dar de acum înainte trebuie să mă înțelegeți, nu trebuie să faceți ca mine, nu trebuie să vă luați după mine în clipuri, e foarte important, mereu vă zic chestia asta, să nu vă luați după mine pentru că vedeți ce am pățit eu, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu îmi pare rău o secundă, deci nu îmi pare rău absolut deloc că am făcut asta, asta este, mi-am asumat, nu m-a obligat nimeni, am făcut-o pentru că îmi place, am făcut-o pentru că așa am vrut eu și așa am simțit atunci. Trebuie să învăț din lucrul ăsta și nu trebuie să îl mai repet. Așa că dacă îmi trece peste câteva luni,
nu o să mai vedeți de acum înainte clipuri cu mâncare scârboasă, cu băuturi scârboase și chestii de genul ăsta pe canal. Putem face alte nebunii, dar nu vreau să mai îmi risc sănătatea. Deja mi-am riscat-o și acum na, trebuie să suport, să am grijă de ceea ce fac în continuare. Un sfat, dacă vreți un sfat de la mine și ce mi-a zis mie doctorul, bine că eu nu eram cu fast food-ul, dar eram cu cartofi prăjiți, cu pulpe prăjite, cu carne prăjită, tot ce era prăjit îmi plăcea. Sfatul meu este să încercați să nu mai mâncați prăjel de genul ăsta, cartofi prăjiți așa des, pulpe prăjite, fast food-uri mai ales, pentru că nu sunt bune absolut deloc. La fel, cola și chestii de genul ăsta, sucuri și apă minerală, nu sunt bune la stomac, pentru că alea te balonează, te umflă, au acid și nu sunt ok. Na, asta dacă vreți un sfat de la mine și pe viitor să nu aveți probleme, pentru că acum mâncând nu vă dați seama, dar în ani de zile toate chestiile astea se strâng acolo la tine în stomac, afectează. E foarte important să mănânci dimineața, la prânz și seara, să ai 3 mese pe zi, să stai frumos la masă, liniștit, să nu mănânci repede, să mănânci încet, să stai acolo frumos și să nu te grăbești. De exemplu, eu mâncam, nu știu, în 2 minute ceva de genul. Eu sunt tip care mănânc imediat așa. Dacă nu mănânc repede, parcă nu mă satur. Ceea ce nu-i bine. Să mesteci mâncarea mult, să nu înghiți mâncarea întreagă, să fii ca disperatul, să muși, să înghiți din 3 mușcături. Nu e ok. Sunt niște lucruri de care eu n-am ținut cont și de-a lungul timpului și, bineînțeles, mâncând tot felul de prostii, s-a ajuns aici. Dar na, aia e. Clipurile astea nu sunt genul meu, dar uneori trebuie să mai vorbim și chestii serioase și trebuie să vă mai zic anumite lucruri. Așa că revenim la clipurile noastre, forță bombă acolo, vă pupă fratele, mă bag și eu la somn. După cum vedeți și voi afară, e noapte, e târziu, abia ce am ajuns și eu acasă, sunt obosit dacă vă uitați la fața mea, nu arăt chiar așa ok, dar îmi revin. Un weekend frumos să aveți și ne vedem cu diferite tâmpenii nebunii pe canal. Vă pupă fratele! Și vă dorește un weekend frumos. Salut!